cu ocazia unui concert al copiilor de la Chia Sol, de la Vara în Acorduri Muzicale de la Botoșani, de pe 21 august. Iată că echipa Lezduit Botoșani și-a făcut un punct de prezentare în Parcul Mihai Eminescu și stăm de vorbă cu coordonatorul de campanie. Vă rugăm să vă prezentați. Numele meu e Ovidiu Porohniuc, eu mă voi ocupa anul acesta de voluntari. Sunt coordonator județean pe voluntari pe județul Botoșani și anul ăsta încercăm să promovăm mai mult campania aceasta în Botoșani față de anul trecut și să adunăm cât mai mult voluntari pentru cartare, e foarte esențial, ca să aflăm unde sunt gunoaie în județ, mormaie de gunoaie, le identificăm, le punem pe hartă și după aceea, în ziua 24 septembrie, să trimitem la curățenie voluntari care se înscriu pe site-ul nostru. Să spunem ce ar aduce nou campania anul acesta față de anul trecut. Cunoaștem că și anul trecut v-ați implicat activ în promovarea campaniei. Da, anul trecut în Botoșani a fost acceptabil. Au fost rezultate foarte bune față de ceea ce s-a promovat cu două săptămâni înainte. Deci ne-am organizat 5 oameni, ne-am grupat, ne-am adunat și am reușit să facem ceva. Anul ăsta vrem... Din câte știu, a fost un loc fruntaș pe Moldova, da, al județului Botoșani. Cam 7.000 de voluntari total, deci undeva cam pe locul 3 pe Moldova. După Iași, parcă și nu mai știu ce mă gândesc în județ. Și anul acesta, care sunt noutățile campaniei, în primul rând? Anul acesta dorim să continuăm ceea ce am început și ne gândim să atragem un semnal de alarmă mult mai intens față de curățenii. Am văzut anul trecut că am rămas foarte surprinși că au venit oameni care nu cereau nimic, doar vreau să zic că sunt sătul să mai vadă gunoaie pe jos, că vor să facă ceva. Că dacă lumea e indiferent și se uită, lasă, nu mă interesează, nu mă afectează, nu se schimbă. Am mai văzut unele comentarii postate la care li s-au dat totuși replica cuvenită. Da, știu cum ai fost. Organizarea normal, că a fost prima oară, dar pentru orice dată, prima oară, nu e totul perfect. De asta și încercăm anul ăsta să ne organizăm un pic mai bine și pe parcurs e cea mai mare campanie care de asemenea avem cură din România din ultimii ani. Și ce noutăți? Parcă altfel se face cartare anul acesta. Cartarea se face pe griduri, fiecare județ împărțit pe griduri, la 3 km aproximativ, 3 km pătrați fiecare grid. Și ce înseamnă un asemenea grid, cum a spus dumneavoastră? Un grid e cum ar fi un pătrățel, deci fiecare județ împărțit în pătrățeli, mai multe pătrățeli. Și trebuie scanată toată suprafața județului sau numai anumite pătrățele? Nu, fiecare când se înscrie pe site la cartare primește o hartă cu gridul respectiv, ar veni un pătrățel cu gridul respectiv și are un număr de identificare a gridului și după aceea se înscrie acolo și face cartarea când dorește el. Adică are de bătut terenul? Da, nu, anul trecut a fost pe... Pe marginea străzilor, da, cum ar veni, a căilor de circulație, pe trasee. Chestia cu gridului, normal că un grid poate să aibă teren agricol, poate să aibă un altă, dar în principiu se poate face și trasee pe gridul. Normal că noi de gunoi sunt, se știe bine, sunt pe lângă drumuri, pe lângă... Nu le punem undeva în mijlocul pădurii sau ceva de genul. Și cam asta e. Și în ceea ce privește organizarea, văd că a venit și un grup de voluntari, să spunem. Aici iată e aici lângă... Echipa de organizare, pe comunicare, pe logistică, finanțare. Încercăm să avem o echipă cât mai compactă. Văd că se pun de acord între ei, își mai schimbă impresii, da, se organizează. Da, își mai schimbă impresii, experiențe fix. Așa. Și își schimbă impresii, mai discutăm, mai vedem ce putem face, colaborăm, că asta înseamnă. În principiu, Lăzduiesc înseamnă să facă o echipă, să construiască. Ce mesaj ați transmite locuitorilor din județul Botoșan și celor care ar dori să participe? Să știi că Botoșanul, cam general, nu prea este văzut așa bine. Hai să nu zic moldovenii, în principiu. Dar ideal ar fi, nu știu, lumea tot așteaptă să vii cineva să curi, să așteaptă să... Dacă vrei să faci ceva, ai de ales. Ori ești cu ei, ori împotriva lor. Dacă ori vrei curat, ori ești diferent și ești așa să fii. Important să alegi. Și am fac apel și pentru un voluntar să scrie că e și asta o metodă de socializare. Întâlnești oameni noi, încerci să faci o echipă, discuți. Normal, pe lângă ziua curățenie mai înseamnă și multe discuții și multe impresii noi. Și ceva nou.